Salut! Salut! Hai că asta a fost intro, da? Dădule, zice mă, la lume! Salut și bine v-am găsit la un nou episod cu Farming Simulator 19. Suntem pe seria cu tractoriști. Salutare, tractoriști, bă, cu doi de aici, ai. Salut! Nu tractoriști. A funcționat? Vă anunț că am deja două minute din episod. Bă, stai o cu minte. Nu știu, dar oricum nu te-am prins bine. Dar eu... Se pare că Dadu joacă dinainte să intrăm noi pe aici, se pare. Dadu se grăbește să numere. Nu prea știu să număr. Se pare că tu... Păi și tu pe intro l-ai luat așa, un picuț, nu? Deci doar am seria cu tractoriști. Asta. Am gândit două minute de episodul ăsta. Bă, eu zic să ne mai facem o dată. Salutare și bine ați venit la un nou episod din seria Tractoriștii. Suntem în continuare cu tractoriștii noștri aici, Barbă și Dadu. Bă, salutare, băieți. Salutare, eu sunt pe șofer de după. Eu v-am lăsat că ce facem aici nu prea dă randament. Eu sunt... Stau împachetat și-a plecat, mă. Fan-curier, bitches, fan-curier, mă duc. Mi-am găsit cu normă întreagă și beneficii, am asigurare medicală, v-am pupat, băieții mei. Pa, pa. Deci, am rămas aici unde depozitam noi paiele. Voiam să vă arătăm un sistem care e destul de frumușel pe această hartă mirobolantă. Bă, e cam unic, eu nu l-am văzut pe niciunde altundeva, să știi. Bine, atunci eu aprind becurile. Deci, așa, dar e o chestie cu becurile. Dadu e cu aia, de-aia, cum îi zice, bântuit, ăsta e așa, că eu cu ăsta mă descurc. Nu știu. Hai mă, că e bine, cum să șeit. Bine mă, dar e asta pornită? E pornită asta? Nu e un băieț asta pornită, stai un pic că nu-i pornită asta. Vezi că e dispărut. Da, bă. Controlii, nu? Ba da, e bine, e bine. Gata, perfect, ia uite. Așa. Da, stai așa să închid asta. Bun. Da, mă, deci paiele sunt luate de jos, trebuie să dai jos, paiele sunt luate așa. Și cumva acolo sus în mansardă, să-i zic așa, se e stocat tot paieul ăsta. Cum să intrăm în mansardă? Păi n-ai cum să intri, că nici nu-l vezi acolo, e pur și simplu așa, random. Ah, bata, vino, putem să ne ducem, vino. Poți? Nu cred. Ia, uite-te, da. Du-te, bă, de aici. Vedeți că e un tablou aici care mă sperie. E un tablou creepy. Ce tare. Păi și vede când depozitează aici? Păi nu poți, că uite, e închis. E dincolo de perete. Bă, Nu, e dincolo de perete. Nu se aduce, cred. Mă, e dincolo de perete, că ăsta e mai mare, nu vedeți că e doar un pic aici sus. Mansarda e mică, dar dincolo de perete. Tot nu vezi. Și după aia e scos prin burlanul ăsta afară, unde putem noi să descărcăm și să încărcăm totodată. Dar aș vrea totul să apreciez faptul că sunt o groază de paie pe jos aici. Trebuie, na. Să ducem în fermă. Bă, avem bicicletă, mă. Eu de acolo la o cursă. Pune-te în roabă. Mihai. Da, eu mai fac un pic de agricultură. Vreau să-ți arăt că eu nu vin cu mâna goală. Vin să vin. Am pescuit. Unde ești? Vreau să... El face agricultură, mă. Eu trebuie să așa da, să... încerc. Ce se întâmplă? Gata, am golit asta. Perfect. Păi ia uite ce am adus. Ia uite ce am adus. Ce ai adus, mă? E plin cu vin. Butoiul ăsta nu-l vezi? Nu cred că nu-l vezi. Bă, ce butoi, mă? Ce-i tata? Ești bine, odată? E, cine vrea să vadă butoiul... Aaaa, ce-a fost asta, mă? Da, mă, bravo, mă, dar... Chiar am un butoi, chiar nu vă mint. Chiar am luat un butoi de sus cu mânuța că... și... El arăta la cameră, mă, Mihai, și zice cine vrea să vadă... Bă, să vezi tu de nou, fii din tractoriști în tractoristul. Un pic subtilă, dar nu prea. Ne vedem data viitoare, ceau. Hai bă, să facem treaba, bă, să facem treaba aici, că iar îmi iau comentarii de alea. Chiar de la volan. Bă, eu sunt de la volan, frumos. Mi s-a zis multă taină, puțin progres. Hai, dați să facem treaba aici. Cine a scris, mă, asta? Că-i șterg eu comentariul. Acum vreo două. Ești șterg eu comentariul. Era Dadu Carcont. Hai, da. Eu mă bag aici acum. Ce paros, mă? Din fermă. Stai așa că vreau să... Tot la băluții ai rămas, mă? Da. Bă, o să facem o movilă special să arate la fel ca aia. Și pe aia să zicem, bă, ați avut dreptate și erau baloți și să o înlocuim. Pentru aia doi oameni care ne tot scriu că ăia-s baloți pe care putem să-i folosim. Cât de bună e asta. Dar apar și meniu, adică, come on, man. Avem, pentru cine nu știe, avem vreo doi băieți care nu au fost atenți probabil tot...
gameplay-ul și am impresia că movilele astea de baloți pe care noi le avem ca și plasabile sunt de fapt baloți folosibili. Cam asta e, asta este gluma. Mamă, deja am repetat de două videoclipuri asta, adică... Păi băieții sunt insistenți. Comentează la fiecare videoclip. Așa, băi, eu am cam terminat aici. Bă, dar ce-mi place interiorul tractorului ăsta. Asta e John Deere, acum vă zic. Semănătoarea. Îmi dați un pont? Sau păi semănătoare de asta n-avem, că ne trebuie un planter. Închirează un planter. Dar trebuie, mare atenție, trebuie să-ți închiriezi și un tractor pe măsură, pentru că un planter de obicei are nevoie de mai mult cai putere. Dar fii atent. Da. Știi mai bine. Da, vrei să ne închiriezi acum? Da, și mă duc direct la magazin ca să okay, iau ceva. Fugi la magazin și până ajungi te așteaptă plantarul direct acolo. Ia. Uite, Mihai, da. Știi ce? Ai putea să mă ajungi tu puțin aici? Să faci terenul ăsta, îl vezi? Ce să-l fac? Cum să-l fac? Sau să-i dai să facă până când strâng eu. Uite ce a făcut măgară asta cu combina. Vezi? Da, hai că-l fac eu manual, ce să mai dau astea, că... Că eu o să vin până faci, tu o să vin în urma ta și o să strâng ce-a făcut păi, dar nu ce știu, nu... Ok. Știi că hai uite ce-a făcut aici. Da, stai un pic, două secunde să iau un planter ca să punem după aia da, la da, semănat. Da, nu, că eu încep să fac ce trebuie aici, a, și... Fields, 180 de cai, vreau să... 300 de cai, lățime 12,9, porumb, van der Stad, bun. Luăm van der Stad-ul, avem aici semănătoare. Avem planter și îți iau și un tractor. Ăsta avea 300 de cai necesar, deci ne trebuie un tractor mare. Bine, large. Mă, băie. Am făcut totul numai din interior, din tractor. Ce mișto e din interior, serios, acum. First person, baby, first person. Dacă îl trag așa super după mine tare. Până în fermă pe asta. Păi nu, că trebuie să-l iei direct cu tractorul. Așa, ce vrei? Îți dau un fend, îți dau un case, ce dorești? Fend, case? Fend, da? Îmi place că e gălăgios. Viteza de dar chiar avem 1050 pe aici? Haide, domnul, mișcați. N-avem. N-avem 500 de cai ăsta. Bun, hai pe ăsta n-am dat ceva bănișor, să știi. Deci trebuie să funcționeze. Avem un telefon pe aici care urlă. Ia uite, bă, ceasul meu aici, firar mama lui. Ia stai, bă, un pic așa, of. Of. Mi-am pus eu ceas să sune. Da, alarma la mea, la 11 noaptea. Telefon care sună. Alarma mea, da. Ce vrei, bă? Ce vrei, bă? Muncă de antreprenor, asta e viața de antreprenor. Alarma sună la 11. Să ne înțelegem, mai seara. Mai ceva de cumpărat? Nu, am tot ce trebuie. Nu, no, e în regulă. Stai puțin, semințe, semințe! Avem semințe? Nu avem deloc, nu? Nu avem. Păi nu cred că mai avem semințe. Avem semințe pe undeva? Nu, cred că avem sus acolo. Sau ăștia sunt decorate. Nu știu dacă avem unde ajuns. Am putea să ne uităm. Ia, cumpără și tu niște semințe gata, și umple semănătoarea și dacă mai trebuie după aia să mai bagi din ce mai avem noi, dacă mai avem, nu știu. Da, ai dat pe ăla că nu văd. Da, exact asta am pățit și eu, da. Gata, m-am dat jos și acum e ok. Bienvenidos în lumea mea. Deci așa am pățit și eu. Oricum, acum nu producem cine știe ce paie. Ăsta așa, mai dă spumă o leacă. Facem aici împreună. Ce mișto te văd interior. Yep. Mamă, fii atent că am de-aia panoramă. Cum îi zice, mă? Panoramă? Trapă. Ah, trapă, ok. De-aia nu-mi dau seama care sunt semințele. Păi cum, semințele le găsești la... Mai faci și pe ăștia sau nu? Nu, no, pe alea nu, că generează foarte puțin. Ok. Dadu-le la Big Bags, da? Da. Bun. I seed Big Bag la 900 de euro. 2 tone. Aia îți trebuie. Oglinzile nu merg, văd. Retrovizoarele. Nu merg că nu le-ai setate din meniu. Sau mai sunt unele moduri care nu le au... Păi dar nu joc. Nu, că e tractor din joc. Okay. E Fendo din joc, poate. Ba da, uite, dacă mă mișc, văd că merg. Ne-a păcălit. Da, vreau să vadă dacă... Da. Nu, efectiv aveam eu în spate, probabil, terenul ăla și credeam că mergând drept, mi se părea că nu merg. Ah, ok. Wow, ești bine? Să ne înțeles. Nice comeback. That was a good one. Da, o să vă țineți bine acum că ne băgăm pe porumbelus și că ai activitate de fix 3. Unul pe combină, doi pe cărat. Tu ai activitate acolo? Importantă? Nu neapărat. Nu, mă duc să duc combina, să o descarc la silos. O să iei o platformă și să iei ceilalți doi saci de la magazin? Da, avem remorci. Mă duc cu remorcă.
trebuie să-i încarci pentru că nu mi-a luat decât o tonă 600, deci practic mai avem un, un sac plus încă unul cu 400. Doar atât are capacitatea aia? O tonă 600? Da. În caz că nu s-a auzit, asta a fost... Hai că mă duc eu, mă duc după aia cu o remorcă sau ceva. Un rezervor, cred că ar trebui să pun îngrășământ, nu? Da, cred că și îngrășământează asta, este să vedem. Nu? Stai un pic să vedem. Da, ba da, de la avem un picus pe acasă. Da, are și fertilizator, dar îți sugerez următoarea chestie. Nu mai umple cu fertilizator, fuck it. Dă, pentru că noi fertilizăm terenul. Și tu asta pui acum pe 4. E fertilizat odată și mai fertilizăm odată cu un sprayer. Gata. Sau un spreader după ce creștem odată. Așa okay. Că deci doar semințe. Pun pe 4, nu pe 5. Pe 5 punem altceva. Sau punem și pe 5. Păi nu, că 5 nu e cultivat. Trebuie să dăm cu discul ca să poți să semeni. Că nu se poate. Deocamdată. M-am băgat pe 5. Mă ocup și de asta după ce descarc sau poate să ocupă chiar strecă. Gata, eu descarc. Sigur, ia zi. Până descarc eu ce trebuie să fac? Ia cultivatorul, pune-l pe lucrătorul automat pe 5. Dar vei să-l orientezi cât de cât drept. Fix ce am făcut pe 4. Da. Exactamente. Doar îl pui acolo. Dar unde e cultivatorul? Cultivatorul l-am lăsat la în nord de 5. Nordul 5-ului. A, da, da, da. Yep, e cu tractor, cu dar toate, nu mai 5, trebuie. Da? Da. Orientezi drept, îl lași pe transversală, pe platura cea mai, da? Înaltă, lungă. Orice botez de capul. Stai așa, latura cea mai mare. A, exact cum mă pun eu, da, da. Exactamente. Bă, la fix m-am încadrat. Bravo, felicitări. Felici, dai selectat porumb? Da. Nice, bun așa, bun. Felicii, da. Mai fertizăm după aia o dată când avem primul stagiu în creștere și atât. Bun, pe asta l-am lăsat pe lucrătura automat, că n-are rost să mă pun după el. Păi da, claros. Bun, și... Asta înseamnă că pot să vin... Da, dacă n-ai ce face, am aici o ocupație mare. Ia, dăm ca păi, avem aici foarte mult lime yes. Care așteaptă transformat în... în saci. Gata, am venit, nu, că îmi place. Și avem, fii atent, avem, că, să nu te chinui, ia de la paie de acolo, din depozitul de paie, ia banda. Ia. Știi? Gata, trenat și ăsta. Ia banda de aici și te rezolvi. Și dublele remorci, remorcile duble ale. Da, bun și cu ăsta, pe noi suc. Așa, bun, avem ăsta aici. Să iau lime-ul de acolo și să-l urc în pâlnia asta, nu? Bă, cum îl mută exact. Datul pe ăsta? Da, ce anume? Puterea minții. Băi, nu, cum muți asta? Poți să intri în ea să mergi cu ea sau poți să o atașezi la un tractor, sunt două modalități. Wow, cum poate că mergi cu ea? Da, mergi cu ea! E o fantomă. El stă undeva sub banda acolo, săracă, e puțin aplatizat, dar... Asta unde o duc? În partea altă parcă era asta, nu? Îmi place. O parchezi pe unde vrei, numai nu uita unde o parchezi ca să știm, evident, de unde să o luăm data viitoare. Păi vreau să fie așa, mai gen, mai categorizat, o duc acolo în partea altă și... Unde simți tu? Da, unde simți tu? Că aici nu am unde să o pun. Da, trebuie să mă plimb ceva cu asta. E tot mai în partea cealaltă. Și Striker, dacă ți s-a terminat și ție jobul și vrei să faci niște saci cu lime, ar fi super. Și transformăm pe toți și ne gândim undeva unde să-i depozităm frumos. Ia să ne gândim noi acum ca să avem totuși făcută strategia. Eu cred că trebuia să dau cu fertilizator. Da, trebuie cu fertilizator pe 5, dar poți să pui pe automat. Și te duci, orientezi, pui și poți să pleci. A, n-am claxon la aia ce trist. A, da, asta era cu claxonul, într-adevăr, da. Nu poți să claxonez pe toate. Striker gen să mă vadă, că Striker poate nu o vede. A, uite mă băieți, aici e fain. Deci avem aici un hambar și putem veni și să punem aici sacii. Și putem folosi pâlnia de aici de la siloz. Dacă veniți uite un pic așa. O să vă arăt. Tot, what the fuck? Nu mai pot să mă mișc. Ia, stai că vrei să o conduci și tu? Ia. Aduc un tractor să o cuplăm? A, păi da, nu mai merge. Să treacă de șanțul ăsta nu poți să o întorci? O iar mână. Oi mână? Aici pe video? Literally și la propriu și la figurat la curba asta. Deci vă dau din casă, episodul 5 va fi tractoristul. Stai că-mi lovești tractorul, bă, mi l-ai nenorocit. Slăbuțul ăla. Păi, dar ce? Ia. Și Dadu zice slăbuțul ăla de parcă ar fi al meu, nu e al nostru.
El a luat-o în serios aia cu tractoristul. Nu știu de voi, dar pe mine mă tratează bine fan curierul. Și gratis, fern. Duc acasă în remorcă și mă plin. Așa mă, și uite, facem o parte cealaltă. Avem o pulnie acolo. Și o folosim pe aia. Remorcă, e tractorul ăsta de aici, nu? Nu, nu, fii atent. Da, da, poți să-l iei pe ăla sau alte remorci din bază. Și uite, avem aici o pulnie. O vezi? Da. Corea. Da. Facem în asta, după care depozităm saci aici. Uite, aici e o hală mare și relativ aproape. Băieți, o vedeți, da? Și băgăm... Așa, avem și... Ok. Ziceam să băgăm saci aici. Avem chiar și atașament de sac pentru tractor în cealaltă parte a fermei. Așa că... Și iau cu banda, iau din... Iei cu banda de jos și pui în remorcă, după care... După... A, mă, nu știu aici. Păi stai, mă, la ce mai pui în remorcă dacă e aici aproape? Păi nu cred că ajunge banda până... Bă, tu trebuie să urci aici, mă. Uite aici trebuie să ajungi. Înțelegi? Păi eu am folosit o cupă pentru asta. Eu am folosit o cupă pentru asta. Cupă, că e mai simplu cu cupa. Da, bagă cu cupa. Dacă îți place așa. Ai putea să te ajungi cu banda să-ți mărească zona. Și să dea banda mai spre pâlnie și tu doar pui cupa sub ea și banda îți va trage... Știi, gen, să pui cu banda până aici? Pui cupa sub ea, te întorci, pui cu alea și iar vii cu alea la bandă, iar te... Știi? Ok, gata, am înțeles, așa că... Poși așa. Procese, dă procese, uite-te și tu. Mă, că ați lăsat tractorul ăsta aceea, de să-l mut. Să-l hluăm de aici. Cum face... Totul în regulă, totul în regulă? Nu, că aparent se blochează foarte repede, adică... Ce anume? Mi-a intrat peretele bunkerului între roată și... Păi, aici nu prea suna vina benzii. Ia. Ca să vezi, am rezolvat. Foarte bine. Dar vezi că e... Dar dacă o ridici, nu e invers? Ia ridic-o. Ridic-o leacă cu mouse-ul. Gata, bă, băieți, frumos, ia uite, elegant, parcate. Da, exact cum băream. Deci e invers. O pui invers, știi? Și vezi că se și extinde, pare mi se. Ia vezi, trecăre, că uite, mi se și extinsă, că râdeați de mine. Hai că nu e atac, asta e neagră. Lol. Că râdea lumea de mine. Păi stai așa puțin, stai așa puțin. Păi nu, că da, aduc eu ăsta, mă, aduc eu tractorul ăsta cu... Uite, bă, așa se extinde, uite, mă, vedeți aici? Ia uite-o. Așa se face treaba. Dar e bine, dar durești de 15. Hai da. Păi nici nu-i atac... Păi nici asta nu-i avea, exact, mă lau cu altul, ia. Lol. Oh my god. Stai să văd și unde mă... Da, un pic asta. Și eu vin cu asta aici, că aș putea... Păi nu vii cu aia, vii direct cu cupa aia, asta ziceam mai devreme, pui cupa sub bandă. Ok, da, auzi, Dadu, da, ia și tu, uite, tractorul ăsta de aici. Și lasă-mi-l pe ăsta să nu-ți iau live-ul. Da, live-ul, doamne... I-a spus lângă... Ia uite, mă, gata. Avem banda așa, veniți cu tractorul pe lângă, cu aia, cu... De fapt, nu lua tractor, mă, ia telehandler, pentru că are cupa un pic mai încăpătoare. Știi? Ok. Și pui cupa lângă și o să scadă la fix în cupă. O umpli, te întorci, pui coro. Și o umpli... Să uită cineva? Și umpli tot, toată pâlnia aia și după aia creezi saci, ca idee. Mă duc să-l iau. Da. Mă duc și eu la magazin că ai zis că avem semințe acolo. Ce faceți, băieți, aici? Ce semințe avem? Vino în casă, vezi ce semințe, vino. Ia uite. Ce semințe? Cine vinde semințe aici în magazin? A, lor. Ok, știm unde îl găsim pe Dadu dacă îl pierdem de acum încolo. Bă, dar eu merg mai de la volan, m-am îndrăgostit, ești nebun. Da, băi, frumos. Îmi place mult. Dacă ai jucat cu un volan adevărat, jocul ăsta de la volan, adică n-ai mai, crede-mă, l-ai jucat doar pe ăsta. Atât de faină experiență. O să-mi cumpăr un volan, că vreau să-i cumpăr lui fiul meu, să mai joace mașinuțe și chestii, știi? Asta e un pretext. Dar nu acum, nu acum. Că n-am bani. Și asta mi-aduce aminte, Mihai, dacă îți mai amintești, de profesorul de informatică. Da. Care cumpăra volan și tot felul de chestii și pretextul era pentru fetița mea. Pentru fetița, dacă avea fetița. Domnului avea vreo 3 ani, adică wow. Ce să facă cu volanul la 3 cred ani? Cred că așa zicea și soției, pentru fetiță, când mai crește, trebuie să fie acolo, e bun. Păi ne-am întâlnit cu el, un grup de mai mulți colegi în mall și avea volan, o tastatură și... Ah, pentru fetița. Auzi, Mihai, dar stai așa, ăsta fertilizatorul pe 5, parcă, nu?
Sau pe 4? 4, 5, da, da, da. 5. Ce tare cum încarc. A, deci nu-mi trebuia de fapt și de drept. Ce nu-ți trebuia? Rot subțire neapărat, da. Nu, că n-avem cultură, dar dacă da. Le-ai, da. Ește roți, ește. Se extinde și asta? Ia să vedem. Depinde cum te comporți cu el, probabil. Aaa, ia uite-l! Mamă, dar să nu se... Depinde cum îl operezi. Mamă. What the fuck? Bă, bag-urile astea se comportă ciudat. Wow. Să unde trebuie. Dar stai, nu trebuia să punem de desubt? Sau generează singur? Nu, generează singur, dar umple tu prima dată ăla și după aia îi dai... Da, da, da. Așa. Vreau și un mod aici, ăla care îți permite să cumperi mai multe dintr-un singur item. Ok, bine. Nu l-am. Știu de el, dar nu l-am. Trebuie să-l băgăm pe ăla. Hai că l-am găsit pe Google, că tot yep. Așa, întrebau băieții. Iar nu pot să pun la asta? Bă, dar asta oare e pus bine? Cade? Nu, e pus bine. Nu, eu sunt la fertilizat. Cade? Da, nu e pus bine. Vreau să vorbesc, să-ți răspund în... în programare, ca să ne înțelegem. Aha. You're funny. Problema e că ăsta trebuie să aștepte, că este foarte mare. Ce anume? Fertilizatorul este foarte mare, brațele lui sunt foarte lungi și o să se lovească de cel care cultivă. Păi ne-a luat spreaderul. Am crezut că e spreaderul. Și ăla n-are brațe, doar împrăștie. Și atunci îl puneai pe automat. Am luat fertilizatorul... Dar oare la ce cantitate... Aia și era și celălalt. Măi, sacul. Dar era suspus. Ăla ce ți-am zis eu, Nord, de exemplu. A, tu ai găsit decât ăla. Da, da, da. Uite-te gen pe hartă, unde e iconița de porculeți. Mai sus de ea sunt niște vehicule multe pe acolo. Iconița de porculeț. Da, porculețul la noi, cole așa. În aici, la noi, la... Da. În graj. Pig enclosure se numește, dacă dai click pe el. Deasupra sunt niște utilaje. Stai, unul... Nu. Nu-l văd. Dom'le, vezi unde e căsuța? Căsuța noastră, da. Gen iconița, dadu, cu, iconița cu căsuța. Nu, no, mai în stânga. Ce patinează asta, n-ai văzut. Eu nu am iconiță cu căsuța aici. Cum n-ai? Am brânză, lapte și slurly storage. Deci n-am făcut nimica și a căzut. Mă, n-are cum, ce ai? Ai iconiță cu ăsta. Mai ești? N-are cum, da, sunt. Suntem aici pe videoclip, da. Da, păi mănânc și eu după aia. Poate un coleg să mă ajute? Da, vin eu acum. Da, stai că eram cu căsuța, cu astea. S-a întâmplat un lucru, nu știu, neprevăzut, să spunem. El a fost calculat inițial, însă... Da. Ceva a făcut ca... Sintaxă eroare, aia e cea mai comună. Da, 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 sintaxă eror, ceva de genul. Da, da. Strikerul știu că știe mai multe despre asta, eu tot încerc să dau seama. Ori n-am închis undeva acolo, ori am deschis prea multe și nu le-am... Păi e chiar amuzant când vă aud. Păi și spune-ne tu, cum se numește acolo ce a dat? E user păi error, nu? Nu știu. Trebuie să facă debug în principal. Păi și... de-aia te duci tu acum, corect? Da. Da, mă duc. Vin și eu pentru un troubleshooting rapid. Dacă îl poți seta să meargă pe 4 roz, nu pe 2, m-ar ajuta foarte mult. Ceva wow, greșit. Ce frumos. Am dat trecut. Dar poți să dai de mouse? Te ajută cu ceva dacă spun asta? Dar ce faci? Se mișc. Cerc să dau... Bă, chiar m-ai pus mai bine. Deci acum chiar sunt pe 2 roți. Stai, cred, ți-ai uitat cumva spreader-ul pe teren? Că e blocat un helper. Nu, s-au blocat între ei acolo, ți-am spus. O să mă duc prima de a se desblocheze. Nu-i problema. Ce să mai, pot să mai stau în poziția asta vreo... Imediat vin. Așa, ah, da, chiar stai frumos. De păi, ce eu am veni, vedi, vici, așa că am plecat. O să fie amuzant asta, Dadu. Dar, stai mă că te poți rezolva din direcție și din membru frontal. Nu, că e prea mai culcat. Am mai culcat pe o parte, pe bune. Stai mă, că acum dai cu brațul, dai cu brațul. Ia winch, Strikere, winch. Eu zic să te dai la o parte, că dacă vin acum cu viteză, vă rup pe amândoi. Mamă, iau că te lasă răstoare. Păi, ia, te lasă să răstoare. Gata mă, te-am rezolvat. M-ați văzut? Dar zic că nu mă uitați. Ia uite ea. Ia uite ea. Foț.
Ha, mă, da, mă, ce ai? Ascultă-mă puțin, dă-i Costa în jos, dă-i Costa în jos. Dă-i Costa în jos ca să poți să vin să te proptești de mine. Păi pierd ăsta, varul. Parcă-i văd acum, apasă butonul de prin screen. Dă-l live de var, dă-i în jos. Zici că pierde varul, el e culcat și zici că pierde varul. Da, producție mai... Dă-i mă la în jos, dă-i cu ăla, așa, 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 așa. Culco, bă, culco. Haide, așa, gata. Gata, gata. Eu cred că vă încurc aici, că mă uit nou. Ia uite, mă bag la colț, bă! Bă, secretul e să vii pe partea cealaltă. Sunt bine, dadule. Nu, bă, nu, stai puțin. Nu, intră nu. Barbă, intră Barbă, da. În acțiune cu motorișca bine... lui. Ia uite pe dadu, ia! Ia-te, bă, ce ai făcut mai? Dar refresh la desktop, ce s-a întâmplat? Ai pus mânuța, nu-i corect. Nu, o să poate, mă, da. Mai trișează omul, dar nici chiar așa. Nu, bă, dacă bagi mâna, nu, nu mai discutăm. Alo, băiat, tu, ia-mă da. Și pe mine colo, mă iei? Sigur, bag aici. Vezi, te cu mine, începe cu tine. Stai liniștit că la mine poți să vii, că eu nu bag mânuța. Cum ziceai că intri? Apasă F1 și mi se pare că zice acolo, sunt sus. Pasager sau ceva. A, shift, mă, eu dădeam control și nu înțelegeam de ce nu merge. Așa. Așa, dă-mă și mine când termin, ne zici ca să putem să venim și noi, că, na. Păi să nu vă deranjeze asta, zic. Păi nu, noi să nu te deranjăm pe tine, nu e... Noi ne băgăm aici cu semințe, cu alea. Stragere, la ce teren te la ocazie. Vezi, ca să nu zică lumea că folosim ăla cu speed-ul. Na, mă, băieți, că mă duce la ocazie, mă duce omul aici la păi terenul da. 5, te rog. Terenul, bun, se rezolvă. Ce nu fac eu, mă, pentru tine? Ce nu fac? Spune. Ce, auzi, te las aici și te duci tu un pic pe picior? Că trebuie să intru să duc semințele. A, mă, că te duc, lasă așa. Păi poți face și dreapta, mă lași și dreapta și intri prieten, în... Prieten, dar motorina? Vezi că ai în bază. D-astea faci? Păi cum, mă? Păi literalmente, dar vrei să o țin în buzunar? Ce, doamne, dorește, vrei să fac? Se mă, tu vrei bani pentru motorină? Nu, acadele. Ah, ok. Uite, vezi ce s-a întâmplat? Văd, sigur că da. S-a întâmplat aici o nefăcută de aia de bun. Nu știu cum se... Bun, vă ocupați, domnul inginer, de rezolvarea problemei? Deci îmi spui și mie unde le iau celălalt ghios de nel ca să nu se mai... Tu ai văzut că sigur, apare hai după mine. Hai după mine. Imediat. Se umflă sacul când pune în el, tu ai văzut? Da. Și wow. Ai văzut că se mișcă și tubul care, prin care curge lime-ul? Da. Acum, de la început puțin și acum decât se umflă sacul. Da. Cât de tare. Hai să trebuie revină cu a. Let's go. Acum. Gata, tata, ia să vedeți voi aici ce siliș facem din cele două terenuri. Bă, dar noi avem spălătorie pe aici, pentru că deja văd că sunt destul cred, de... Cred că avem un pressure washer, da? Cred că da. Eu nu-mi permit curbe cu de înaltă viteză, de asta merg mai un pic mai precaut, așa. Ce amuzant ești tu pe cuvânt. Vezi, acum înțelegi cum aici. Da. A, era fix lângă ăsta, mă, puteai da. Să zici. Era spreader-ul. Păi am crezut că le iei pe ăsta, n-am știut că le iei pe ăla, n-am știut. Păi și sacii ăștia, vrea cineva să ia sau... Sacii nu știi că îi depozităm acolo. Pare, vin eu acum, vin să-i depozitez. În spreader n-ai lime? În spreader? Lime, de la cum îi zice, nu. Erbicid? Nu, spreaderul nu merge cu erbicid, decât sprayerul, decât lichid. Okay. Ceva ce împrăștie lichid poate fi cu... cu... Păi lichid, că și ăsta la care l-aveam eu, tot păi, cu lichid merge, doamne. Păi da, ăla doar cu lichid, pe când ăsta merge cu solid, pe care îl iei acum. Și solide... Ah, gata, exact, gata. Există două tipuri de fertilizator, solid și lichid, dar erbicid doar lichid. Atât. Așa, și ăsta are fertilizator, dar mai are doar 12%. Păi da, unde e pus ălălalt? Vino încoa să vedem, dacă mai avem fertilizator pe aici. Uite colea, ia să vedem asta. Cine lăsă tractorul ăsta așa în drum? Ăsta e seeder, nu ne trebuie ăsta. Nu mai e pe aici un fertilizator? Nu mă jura, dadule, nu mă jura. Nu. Băi, e posibil. E? Am încercat să te ajut, ține minte. A, da, ok. Bârsane, cred că n-ai noroc. Cred că o să trebuiască să mergi până la magazin să luăm păi un fertizator. Păi nu, mă, paleții aia unde erau? Că aveam niște paleții astea. Păi nu, că ăia-s de lichid, măi. Ți-ți trebuie a, că acuma... tot uit de chestia asta e, păi da. Aia mă duc și... Păi mai mă duc la magazin sau dau cu ăsta lung și aia e? Păi ca să nu se mai blocheze. Hai la magazin, că oricum cumpăr niște fertilizatori de la magazin acum ca să avem pentru fermă. Și dacă... car cu John Deere-ul. Așa că, dacă vrei, fă-și tu un drum, deci încarci. Hai amândoi, hai. Sacul iau cu mâna? Eu o să încarc și tu iei restul, nu? Da. Stai un pic să dau jos de aici. Sacul... Hai, aici o prindere, dadule, specială pentru...
Au, deci poți să iau cu mâna. Cum vrei tu acum? Cum dorești tu? Păi, să mă ajuți, că eu n-am cu ce. De-aia eu... Aia aici, n-auzi, aia aici. Deci dacă te teleportezi la mine aici, gata, o să-ți arăt fix ce trebuie să faci. Venit. Nu te văd. Mai click urât. N-ai venit? Mă minți. Păi nu am pe ce să dau click. Cum mă n-ai? Ai un John Deere lângă mine aici, ce-ți veni? Ia uite bă cum lucrează, bă, cum lucrează. Lucrează angajații noștri. Uite ăsta de sus aici, mi se pare că le iei cu un telehandler, deci îl aduci pe la negru și îl folosești cu un d-ăsta. Da, uite-l. Aha, am înțeles. Da, gata. Și așa poți să prinzi sacii. Teoretic. Acum, da, vedeam o să. Practic, mai vedem. Ai cumpărat la shops, că sunt în drum. Da, e la shop. Mai am puțin și ajung. Categoric, alegoric. Bă, dar nu mai bine e eu, bă, dubița, bă, acum m-am gândit. Dai jos ce e pe ea și... băiatule, bă. Mai facem o de episodul 1. Mamă cum a ieșit aia, mânca vașgurița voastră cât am putut să râdem. O să arunc ăștia cu fertilizator pe aici, fertilizator lichid, să ne înțelegem. Și dacă vedeți pe jos, nu mă înjurați, o să iau. Mamă, dar nu aici? Acum. Eu nu știu ce se întâmplă în ferma asta a doua secundară, dar sunt lucruri foarte strani. Au! Ce-ai făcut, băbiță? Întâi se iese, după aia se intră. Păi! Accident? Prioritatea de avarit. Păi ce prioritate? Întâi se iese și după aceea se intre, e lege, e universală. Trebuie să mai dai o dată așa, mine, că de la 28 de FPS mi s-a făcut cu 40 instant. Mai dai o ia, la... Prinde-mă. Da, mă, altceva cu dubița tata, când prinzi 82, ia uite, are maxim 123 de kilometri pe bord. Frumos, bă, frumos. Altă viață, Ford alea. Făcut la Craiova. Nice. Da. Da, ia uite. Ropandos. Ai băgat fertilizator striker, da? 74, stai așa că mai trebuie să mai bag în un sac. Pe adevărăciune. Bă, dar fix aceeași greșeală o fac, mă. Deci îmi spune omul, fix pe alfa. Păi da, ai luat telehandler, probabil la tractor și n-ai luat, nu? Bun, eu... Mai pune și tu sare pe rău. Adevărat, te-am citit. Ați, mamă, ce greu e sacul ăsta aici, nebun. Cum nu intră? Și sacul e mare, mă? Aveam impresia cum că sacul... Cum, nu cred. Pe bune, nu intră, uite, na, poftim, na. Dacă spun că nu intră. Credeam că sacii-s mai mici decât un palete de ăla, dar se pare că nu. Nu intra, mă? Nu vezi. Bă, unde mă trac? Nu intră, nu. Nu intră, da, uite-te și tu. Ia. Scuze, m-am mâncat spanac azi dimineață. Bravo. Și e de la dietă, de la dietă. What the hell? Nu, să te bești și tu de la spanac ca tot omul, ce faci aici? Stai mă, tu te bești de la spanac, what the fuck? Da, tu nu? Tu nu? Nu, de la spanac? De la spanac, sigur că da. Dar nu-ți cauzează gaze spanac. Nu ție. Da, și asta e adevărat, foarte bine. Ăla din Spania, da. Păi da. Multe euro. Ah, dar fii atent că acum îl pune cu mânuța, mă. Stai, ok, era mai frumos să vii, păi cu dăla, ți-l agață. Păi da, era mai frumos, dar el a dat-o, îl folosește. Nu, vorbesc serios. Aia, da, știu. Că bun. Luam. Cam asta a fost. Gata, mă, ne lași? Da. Eu zic că... Gata, ne lași? Eu zic că ne vedem data viitoare, nu știu de voi. Bun, ne vedem data viitoare. Pa, pa!